Elevii care au participat anul acesta la Olimpiada de Religie și concursurile școlare organizate în Episcopia Selajului au fost felicitați astăzi de preasfințitul Părinte Episcop Petroniu. Tot cu acest prilej, profesorii care i-au îndrumat au primit diplome de merit. Festivitatea de premiere a olimpicilor și profesorilor din Episcopia Selajului a avut loc în Catedrala Episcopală din Zalău. Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Selajului, a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie și a felicitat pe olimpici. Astăzi a fost o zi de bilanț în Catedrala Episcopală din Zalău. Am premiat profesorul de religie al anului, profesori care au pregătit copii olimpici, de asemenea elevi care au câștigat premii la Olimpiadă, la diferite concursuri organizate pe plan local sau chiar național, și de asemenea pe toți cei meritoși, nu doar la religie, ci la alte discipline. Să ajute Dumnezeu atât dascălilor cât și elevilor. Finalul de an școlar nu este numai un moment de bucurie pentru vacanța ce se apropie, ci și unul de bilanț pentru activitatea profesorilor și elevilor. Pentru implicarea și susținerea învățământului religios, inspectorul școlar general adjunct al județului Sălaj, Mioara Gudea, și inspectorul școlar pentru disciplina religie, Claudia Boha, au primit diplome de excelență din partea ierarhului. De asemenea, ierarhul a acordat diplome de merit și premii profesorilor de religie și preoților care i-au pregătit pe elevi la aceste concursuri. Cu bucurie și cu mare emoție ne întâlnim în fiecare an în Catedrala Înălțării Domnului pentru a premia elevii meritoși care au obținut performanțe la disciplina religie. Îi felicit pe toți, deopotrivă părinți, profesori, le doresc tuturor o vacanță bine meritată. Suntem la ediția a noua a festivității de premiere a profesorilor și elevilor din Episcopia Sălajului și anul acesta Episcopia Sălajului premiază excelența și pe profesorii care s-au implicat în toate activitățile derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului. Și anul acesta, parteneriatul strategic dintre biserică și școală a dat roade. Îi felicităm pe profesorii care s-au implicat pentru activitatea deosebită a copiilor și pentru efortul susținut pe care l-au depus în anul școlar care se încheie acum. Părintele profesor Sergiu Stan a primit astăzi titlul de profesorul anului. Mă simt deosebit de onorat că în acest cadru festiv să-mi fie decernat titlul de profesorul anului. Vreau să mulțumesc elevilor mei de la școala gimnazială numărul 1 Românaș pentru faptul că au fost alături de mine și datorită lor a meritat această distinție. Tot astăzi a avut loc și vernisajul expoziției de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul concursului național Biserica Locaș de Închinare.